Azi încă nu e live și pe. Ok. Dar o să dea Johnny în 5 secunde, ok? Da? În 5 secunde. Am început, iată. Bună seara, bine v-am regăsit la buletinul de fake news. Este o ediție cu totul specială pentru că ne aflăm în fața unor specialiști cu adevărat. Vă spun sincer că a fost așa un pic dificil să ne gândim dacă să aducem oamenii care într-adevăr să pricep la lucruri pe care toată lumea le discută în aceste zile, să-i aducem și să ne explice lucruri legate de ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi, de purtarea măștii, de 5G, de tehnologia asta super extra dificilă din ultima perioadă. Așadar, îmi pare bine să vi prezint pe invitații noștri din seara asta, Cristian Presură, fizician, inventator, autor și cercetător român, și domnul Ștefan Sedlacek. Sper că n-am greșit, Ștefan mi-a permis să-i spunem acest, așa, este cercetător la Institutul de Biochimie la Academiei Române. Ei ne vor explica niște lucruri pe care cu toții avem senzația că le cunoaștem, niște lucruri care generează fake news și niște lucruri care ne afectează în fiecare zi. Dar înainte de asta, o să vreau să vă spun un lucru foarte important din punctul meu de vedere și al tuturor, legat de emisiunea trecută. Emisiunea trecută vă prezentam un videoclip al unui domn care se cheamă Cezar Ionașcu și care propaga ideea de a nu purta masca și de a merge pe ideea de a ne împuternici. Ei bine, acel videoclip de care vorbeam acum o săptămână a fost scos de pe rețelele de socializare, atât de pe Facebook și de pe alte site-uri, iar în momentul de față videoul este unavailable, deci nu mai avem de ce să ne raportăm la dânsul. În schimb, ne raportăm la alte lucruri pe care le face acest domn Cezar Ionașcu și aș vrea să mergem mai departe și să vorbim despre sus inimile. Dacă putem să dăm drumul la videoclip, este un videoclip filmat într-o piață din București, în cea mai mare piață din București și care ne îndeamnă la un lucru. Ideea este că, sau eu nu-l aud, acest videoclip filmat în piața Obor din București este făcut de mai mulți oameni care spun dați-vă masca jos pentru că nu puteți să respirați și haideți cu sus inimile. Poate o să-l auzim la un moment dat, dar aș vrea să pornim discuția din această seară cu această temă. Este într-adevăr real că nu putem să purtăm masca, că ea ne afectează inima, că ne afectează fizic. Ștefan, ne poți spune tu primul lucru? Încerc. Mă gândeam, văzând clipul cu Cezar, domnul Cezar despre care vorbeai, că dacă ar fi așa o chestie de divertisment, ar zice, ok, ce contează, unul care a luat o razna. Problema gravă este că astăzi am auzit cu o jumătate de ureche că am ajuns la vârful numărului de noi îmbolnăviți. Avem peste 600 de cazuri noi de oameni care s-au îmbolnăvit de acest coronavirus. Aici e marea problemă. Că aceste aparent mici prostii și filmulețe și tot felul de oameni care se trezesc peste noapte specialiști, induc o stare, chiar o mentalitate în mulți dintre oameni care sunt mai ușor de convins. Și de aici un pas spre a te îmbolnăvi sau a îmbolnăvi alți oameni este un pas extrem de mic. Aici e marea problemă. Cum e problema cu măștile? Să încep cu părțile, hai să zicem,
reclamate că sunt problematice, că respir mai greu. Da, într-adevăr, respir mai greu. Este un obstacol în fața respirației și respir un pic mai greu. Aerul, o bună parte din aer trece printr-un filtru și este respirația într-adevăr mai grea. E într-adevăr greu de purtat în timpul verii, mai ales în timpul verii. Dar aș zice, oameni buni, dacă aveți de ales între a vă îmbolnăvi sau, Doamne ferește, să chiar să muriți sau să moară cineva din jurul vostru, ce ați prefera? Să respirați un pic mai greu sau să vedeți că sunteți internați la ATI sau suferiți de o formă gravă a bolii? Asta este, de fapt, problema. Lucrurile care se ridică pe tapet, că se intoxică organismul cu bioxid de carbon, sunt exagerări. Aici, într-adevăr, modul de mecanismul de răspândire a acestor știri false. Se pornește de la un dram de adevăr, de la un sfert de adevăr, căruia îi se dau niște proporții imense. Așa se întâmplă și cu povestea cu bioxid de carbon. Da, omul expiră într-adevăr bioxid de carbon. Expirația omului este bogată în bioxid de carbon și dacă există acest obstacol în fața lui, atunci aerul inspirat este un pic mai bogat în bioxid de carbon. Dar este suficient de bogat în bioxid de carbon încât să nu mai putem respira sau să ne afecteze diverse organe sus inima, cum spunea acolo. Aveți, Doamne, ai o afecțiune la inimă dacă nu respiri suficient? Aș zice nu, sigur, nu sunt medic, dar pot să vă spun, sunt medici care intră în operație timp de ore întregi. Sunt operații de 4-5 ore în care respiră printr-un tip de masă, chiar, de fapt, sunt respiratoare, sunt acele măști NP95 sau de diverse notații, sunt respiratoare prin care chiar se respiră mai greu. Sau formele astea pe care le purtăm noi sunt cele mai comune, sunt forme relativ simple, nici nu au eficiența acelor respiratoare, dar ca să ajungem de aici și să spunem că creează probleme de sănătate, e o cale extrem de... Dacă aș putea eu, Ștefan, să intervin puțin. Te rog, ca să punem o balanță între... Am un articol în fața mea și nu știu dacă pot să dau share screen la poză. Te rog, ia încearcă. Pentru că este exact ce ai povestit tu. Stați să vedem dacă pot... Noi am pregătit o grafică cu ce se întâmplă dacă unul poartă mască, amândoi poartă mască Eu am dat aici oricum share screen, nu știu dacă se vede. Se vede. Este ceea ce spunea Ștefan Sedlacek. Faptul că doctorii poartă în operație și 4 ore poartă mască. Și cineva a făcut un studiu și a vrut să vadă în ce măsură scade oxigenația sângelui atunci când doctorii poartă masca timp de 4 ore aflat sub stres. Atenție, că vorbim sub stres. Da? Dacă vă uitați în partea din stânga, a fost măsurată saturația în oxigen a sângelui. O saturație în oxigen a sângelui de 98% este ceea ce au toți oamenii, 97-98%. Asta înseamnă că în sângele din artere, din 100 de molecule care poartă oxigenul, dintr-o 100 molecule care poartă oxigenul, 97 chiar îl poartă. Deci este o saturație foarte ridicată, 97%. Trebuie să știm în același timp că saturația în vene este de 70%. Ei, în momentul când, înainte să aibă loc măsurătoarea, este partea din dreapta, unde spune pre-operation, înainte să aibă loc operația, saturația era pe undeva pe la 97,5%. După 4 ore de purtat mască, intensiv și sub stres, saturația a scăzut la 96%. A scăzut,
Atenție, deci a scăzut, a fost afectat organismul. Însă este asta un lucru periculos? Ori, ceea ce se știe din domeniul medical, se știe așa că saturația devine cu adevărat periculoasă când atinge valori de 70%. Iar în spitale, asistentele sunt obligate ca să ia măsuri sau să facă ceva atunci când saturația atinge valori de 90%. Deci atunci când atinge valori de 90%, atunci tu trebuie cumva să te pregătești, pentru că dacă cobori sub 90%, încă nu e periculos, dar dacă mergi spre 70%, atunci începe să devină periculos. Bun, ce șanse avem să ajungem la 90% sau la 70% purtând o mască în supermarket sau pe stradă? Ei, asta pot să vă spun eu peste două săptămâni, pentru că voi face măsurătorile și voi face un video special cu treaba asta. Însă ce pot să spun acum după măsurătorile astea este că șansele sunt nule. Pentru că dacă atunci când ești în intensive care, deci când ești sub stres, când doctorii respectivi sunt sub stres, într-o incintă și 4 ore folosesc masca și scade doar la 96 și ceva cât era acolo la 100, atunci șansa ca pentru un om obișnuit pe stradă să scadă la 90% este zero. Dar o să mă conving și o să fac un video pe YouTube și o să măsor și eu. Bun, deci, îl așteptăm cu interes și o să vedem 2 săptămâni? Da, cred că o săptămână și ceva, 2 săptămâni o să-mi ia. Deci răspunsul este... În diferite situații? Adică în supermarket, pe stradă, sau 2 săptămâni în continuu? Cum o să fie videoclipul? A, nu, nu. Eu probabil o să merg 8 ore cu masca și o să filmez din oră în oră și o să măsor oxigenația sângelui din oră în oră. Și o să fac efort, o să merg cu bicicleta cât pot de mult, o să fac efort și la sfârșit o să vedem cât de mult scade, oricât aș vrea eu, cât de mult scade. Pentru că, conform acestor măsurători, părerea mea e că mie nu o să-mi scadă oxigenația și, în mod normal, nu are cum să scadă sub 95%, chiar dacă ai vrea să o faci intenționat cu o mască. Și atunci nu ești în zona de periculozitate sub nicio formă. Bun. Cosmin, dacă poți să pregătești sondajul, pentru că noi am pregătit un sondaj despre o afirmație care este în presă, acum după aceste discuții tehnice despre cât de mult ne afectează să nu purtăm mască, evident că ne punem alte semne de întrebare și îi întrebăm pe cei care sunt pe Zoom, pe cei care sunt pe Facebook, ce fel de fake news credeți că este acesta? Masca de protecție este un pericol imens. O să vă spun că toate răspunsurile sunt corecte, pentru că până la urmă este important contextul în care facem diferite afirmații. Masca de protecție poate fi un pericol, nu poate fi un pericol, dar când ne raportăm la ea, la acest context în care trebuie să o purtăm în anumite medii, în anumite situații, ea poate fi un pericol sau nu. O să rog pe cei care sunt pe Zoom să voteze ce fel de fake news credei că este, la mișto, la derută, 100% inventat, manipulare, legătură falsă, context fals, impostură sau propagandă. Evident că pentru cei care nu știu toate aceste categorii, poate să intre pe site-ul Factual și să vadă acolo fiecare categorie ce înseamnă. Și o să vedem care este rezultatul. Bun, legătură falsă sau propagandă? Cosmin, o să merg la tine și o să te întreb ce fel de fake news este ăsta? Masca de protecție este un pericol imens. Este un pericol imens? Este doar propagandă? Este legătură falsă, este inventat 100%, este o formă de manipulare. O să te rugăm să-ți dai drumul și la microfon, dacă se poate. Tot nu te auzim? Acum. Acum te auzim. Da, cred că exact cum ai spus și tu, fiecare știre trebuie luată cumva în context, și anume. Masca de protecție e un pericol imens. Deja aici ar trebui să ne atragă atenția folosirea celor două cuvinte, pericol și imens, da? Pericol e cumva în antiteză, în opoziție cu cuvântul protecție de mai devreme. Masca cum poate să fie ceva care teoretic te protejează? Un pericol imens. Deci deja trebuie să ne semnaleze un pic acest iz de senzaționalism. Apoi m-aș uita să văd exact unde a apărut această afirmație și aș derula un pic înapoi la acest articol din Capital, unde avem citată pe doamna doctor Adina Alberts, care ne avertizează că, uite, care e titlul, da? Cerul ne face masca de protecție, un pericol imens. Ăsta e titlul, da? După care, dacă mergem în primul paragraf, în lead, cum s-ar zice, vedem că scrie că masca de protecție poate fi un real pericol,
pentru unele persoane. Deci deja se nuanțează, da? Deci din acest punct de vedere aș spune că este o legătură falsă, cunoscută și sub numele de acel clickbait, da? Că nu corespunde exact ce e în titlu cu ce e în restul articolului. După care, dacă stăm să citim întregul articol pe care l-am deschis aici pe browser, sper că îl vedeți, observăm că în articol se citează niște studii. Da? O cercetare din aprilie 2008, ni se menționează de cei care suferă de boli pulmonare, de anumite boli pulmonare, zice și de chirurgi, ce ați zis și voi, și așa mai departe. Concluzia e că totul trebuie pus cumva în context. Și exact cum ziceam și la începutul emisiunii, se iau niște grăunțe de adevăr, da? Adică evident că nu există 100%, da? Statistic vorbind e imposibil să ai ceva 100% valabil, cred. Există cazuri foarte rare în care, da, masca poate fi un pericol, dar acele cazuri sunt foarte izolate. Însă felul în care este construit acest articol și această afirmație ne duce să credem că este mai degrabă vorba de un context fals în care e prezentat. Deci concluzia mea asta, fie că este și legătură falsă și context fals și un pic de manipulare, presărat cu un pic de manipulare pentru un extra gust, pentru un blat mai pufos, dacă am face un tort. Bun, înainte să trecem la subiectul următor, care de fapt a dat și titlul emisiunii noastre, se cheamă ediția 5G a buletinului de fake news, o să vreau să îi întreb pe Ștefan și pe Cristian cum vede lumea academicienilor, lumea cercetătorilor această perioadă și toată această nebunie legată de fake news. Cum percep oamenii de lângă voi povestea asta? Pentru că oamenii de lângă noi știm cum o percep, s-au împărțit în două lumi. Pe de o parte sunt cei care cred, pe de o parte sunt cei care nu cred și nu cred fără să își argumenteze pe ceva teoriile. Există astfel de manifestări și în interiorul Breslei cercetătorilor, pentru că în interiorul Breslei medicilor există oameni care nu cred, oameni care cred. Zici tu, Cristi, sau zic eu? Zic eu, încep eu. În general, scuzați, cel puțin în cercul de colegi în care mă învârt eu, vreau să vă spun că e un fel de, aș zice, cu unanimitate, adică problemele, genul acesta de probleme, de fake news, chiar dacă nu există, pur și simplu, le pomenim uneori la modul de glumă, de uite ce s-a mai putut spune. Deci e aproape o unanimitate că sunt niște prostii. Dar vreau să vă spun altă mică episod, că după una dintre articolele făcute cu Cristi împreună, știi, Cristi acela cu legat de o altă postare a domnului Cezar Ionașcu, a fost foarte multe reacții și am împărțite. Nu știu cum să spun, dacă sunt mai multe, erau pro sau contra, cred că erau cam egal. Dar la un moment dat cineva m-a contactat pe Facebook și vrea neapărat să vorbească cu mine. Am zis ok, era clar că era legat de problema aceea, aceleași tip de probleme ale domnului Ionașcu. Noi am încercat să le demontăm folosind lucruri simple și elementare de știință și de fizică și de chimie și de biologie. Cam asta am făcut noi. Domnul respectiv s-a prezentat că este inginer și că a citit și a văzut, nu știu ce. Și am crezut că vrea să se lămurească despre unele lucruri din ce am spus eu. Dar nu. Intenția dumnealui a fost altceva, să mă convingă dumnealui despre adevărurile pe care era el științifice, așa, între ghilimele, adevăruri. Deci era un conspiraționist de primă clasă cu o adevărată colecție de știri false, de decupaje din tot fel de speech-uri a unor oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți. Era o adevărată bibliotecă de
de tâmpenie, altfel nu am cum să spun. Deci timp de 2 ore am încercat să-l conving că lucrurile alea nu sunt adevărate, că că pornesc de la ipoteze greșite. Deci chiar am avut o răbdare, am zis, omul probabil că vrea să merge, dar nu. Deci după 2 ore am cedat și am zis, ok, mă bucur, nu mă bucur că am vorbit. Deci a fost imposibil să-l conving de lucruri, de niște lucruri simple, elementare. Deci eu cred că la categoria aceasta de oameni la care sunt deja înrădăcinate noțiunile astea greșite, fake news, conspiraționism, antivaccin, toate bazaconile astea, este extrem de greu de a mai întoarce din... Noi credem că este extrem de greu, dar nu imposibil. De-aia am și făcut această emisie, de-aia și încercăm să explicăm oamenilor, de-aia și chemăm specialiști. Cristian Presros, te rog și pe tine să spui punctul de vedere și întrebarea n-a fost întâmplătoare, pentru că o să trecem la următorul subiect care are la bază un site care se cheamă 5G România, dacă nu uit exact, și în care sunt citate tot felul de păreri ale unor specialiști care, da, să lăsăm întâi pe Cristian Presură să ne spună care este atmosfera din lumea cercetătorilor din jurul dânsului, cum percepi ei toată povestea asta, de ce ni se întâmplă, de în ce direcție ne ducem în privința comunicării și a înțelegerii? Da. A zice că oarecum există o mică iritare. Iritarea provine din faptul următor. Toți care, numim mai mult sau mai puțin specialiști, am făcut studii avansate. Că avem o facultate de specialitate, că avem doctorat, deci că și Ștefan are un doctorat. Ștefan este cercetător. Deci noi suntem specialiști pe un anume domeniu și așa este normal să fie, pentru că nimeni în ziua de astăzi nu poate să le facă pe toate. Unul este specialist în avocatură, altul este specialist în economie, altul este șofer specialist, conduce mașina foarte bine, altul repară electricitatea foarte bine și așa mai departe. Fiecare suntem specialiști, să spun așa, pe anumit domeniu. Ei, însă în situația actuală, cu internetul și cu părerile astea care sunt peste tot, știi, oricine poate să vină la tine și să spună, dar tu nu ai dreptate. Și el îți cere ca să tu să demonstrezi că ai dreptate. Știi, să luăm cazul pământului plat. Mi se cere mie ca să demonstrez că pământul e rotund. Și spune, dacă tu mă convingi, o să fiu de acord cu tine. Și eu aș încerca să-l conving. Și îl conving și îl conving și nu reușesc. Și la un moment dat îmi vine să-i spui, mă omule, numai puțin, pentru ca eu să înțeleg de ce e pământul rotund, eu am făcut o facultate de specialitate, am făcut un doctorat în fizică. Fă-i și tu facultatea aia de fizică și după aia stăm de vorbă. Știi? Adică, cumva, el îmi cere ca să comprim toate cunoștințele la 10 ani de zile, să-i le dau lui și să-l conving pe el, care și așa e foarte greu de convins, în 2 fraze. Eu pot să găsesc niște fraze cu care să conving oameni din cunoștințele mele. Numai că omul ăla trebuie să fie deschis. Dacă încerc ca să verific absolut tot, la un moment dat devin și eu puțin iritat. Și spun, măi, m-ai trimis? Că cine m-a trimis să fac facultatea? Statul. Statul român a plătit, statul cu tare a plătit, da, ca să fac doctoratul. Doctoratul mi l-a plătit statul olandez. Facultatea mi-a plătit-o statul român. Statul român m-a pregătit acolo pe banii lui, ca apoi statul român și cetățenii să n-aibă încredere în ce spun eu. Asta vreau să zic. Statul este o noțiune abstractă până la urmă, da? Și făcută din oameni în același timp. E făcută din oamenii care plătesc taxe. Da, majoritatea oamenilor plătesc taxe, până și ăia care nu cred, eu cred că plătesc taxe. Aceasta este problema, pentru că până la urmă nu se reduce la cine plătește taxe sau cine nu, sau cine nu crede sau cine nu. Și iritarea este de înțeles, pentru că vine din toate mediile, în toate direcțiile, mai ales acum, când este o situație specială. Și lăsând la o parte iritarea, este și problema foarte serioasă, pentru că eu sunt inginer și dau un sfat și nu mi-ascultă sfatul, dar altul este medic. Și medicul spune foarte clar, omule, tu dacă ai virusul în tine, nu ieși afară, stai acolo în casă, că tu îl dai foarte ușor la alții. Mai ales dacă vorbim că nu vorbești mască, da? Nu poți mască. Ei, sfaturile astea sunt vitale. Sfaturile de la doctor depinde dacă trăim sau nu. Și noi ce facem? Noi le ignorăm? Așa este, dar uite, o să deschidem site-ul 5G România. Da, îi știu pe prietenii. Bun, și acolo o să vedem tot felul de păreri de la experți.
Există și medici care nu cred în ceea ce ni se întâmplă. Doamna doctor Adina Alberts de mai devreme spunea că este greu să purtăm mască. Există această dilemă, această contradicție între gândiri. Până la urmă este firesc, pentru că este legată de o chestiune nouă. Virusul ăsta este un lucru nou pe care până la urmă nu-l știe. Sau până la urmă, poate că îl știe cineva, habar n-am cine, dar marea masă ne raportăm la ceva pe care nu-l cunoaștem, îl descoperim. Pe acest fond de a descoperi lucruri noi, există tot felul de conspirații. Și revenind la Stop 5G România, dacă intri pe site-ul ăla și dacă dai zoom, o să vezi tot felul de păreri ale unor oameni care se intitulează profesor, doctor, universitar, nu știu cum, da? Și care de fapt în fața acestui profesor, doctor, universitar, au fie sunt avocați, fie sunt experți în cu totul alte domenii care n-au legătură cu tehnologia 5G. Așa este, așa e. Da? Bun. Există vreo legătură între 5G și coronavirus? Nu, nu există. Și o să rog pe Cosmin să meargă la povestea aia care începea cu experimentul Wuhan. Da? De fapt, China a lansat 5G în provincia Wuhan, da, în octombrie 2019. Acesta este corolarul, să spun, întregii povești legate de 5G pe acel site, undeva postat la 3 martie 2020, în care spunea că China a lansat 5G în octombrie 2019, la două luni mai târziu orașul a fost afectat de un nou tip de coronavirus și făcea o legătură directă între 5G și coronavirus. Și, mă rog, mă opresc aici. Există vreo legătură între 5G și coronavirus? Există posibilitatea să fie declanșat, să fie provocat, să fie, să se fi, nu știu cum să zic, inventat de către 5G acest coronavirus? Și acum întreb deci, specialiștii. Răspunsul este clar. Nu există această posibilitate, nu putem să ne imaginăm cum ea poate să existe. Iar faptul că, într-adevăr, coronavirus a apărut la două luni după ce s-a implementat 5G în Wuhan, este o pură întâmplare. Pentru că 5G a fost implementat în 5 orașe mari din China, inclusiv Shanghai, dacă nu mă înșel, inclusiv Beijing, iar coronavirus a apărut doar la Wuhan, nu a apărut la celelalte 5 orașe. În același timp, în Europa, Elveția, la momentul respectiv, avea deja 150, dacă nu mă înșel, stații de 5G. Și nu a apărut iarăși în Elveția. Deci este o pură întâmplare de care i-au profitat. Și a mai fost o întâmplare de care i-au profitat de la Stop 5G România, tunurile de 5G care au omorât păsările în Olanda. Uh-huh. Filmat și documentat că, într-adevăr, un tur de 5G au omorât păsările dintr-un parc și vedeai păsările moarte. Da? Uitând să specifice că, de fapt, între cele două evenimente, moartea păsărilor și introducerea 5G-ului în oraș în Haga, în Olanda, între cele două evenimente au existat 5 luni. Adică, cu 5 luni înainte au murit păsările din cauza unor chestii care nu se cunosc, iar 5G-ul a fost introdus în același oraș abia peste 5 luni după ce muriseră păsările. Bun, tehnic, pur tehnic, da? Din punctul de vedere al specialiștului, ar putea exista o legătură, nu știu, raze, unde, cum le cheamă pe ele? Da. Să provoace acest lucru, pentru că au existat o felul de teorii și nu voiam să spun înainte, dar o spun acum. În general, cei care sunt legați de teoria 5G sunt legați și de teoria anti-vaxxer. Da? Că vezi, Doamne, vaccinul îți provoacă ceva, 5G-ul îți provoacă ceva, toate au un efect asupra corpului omenesc într-un fel sau altul. Există vreo legătură științifică între aceste lucruri? Hai să-ți răspund și să-ți răspund devin foarte puțin subiectul, pentru că tu ai menționat că ei sunt băgați și în vaxxers, anti-vaxxers, sau cum se spune. Stop 5G România luptă nu numai împotriva introducerii 5G-ului în România, dar luptă și împotriva vaccinării. Am avut reprezentații în Parlament care au luptat împotriva vaccinării. Și același 5G, Stop 5G România, luptă acum împotriva purtatului măștii în public. Deci, ei practic duc campanie pe toate aceste subiecte care prind la oameni, adică lupta împotriva vaccinului, lupta împotriva purtării măștii, conspirație mondială și 5G-ul. Deci nu contează ce subiect, noi alegem un subiect pentru ca să ne luptăm.
Bun. Nu există acum, întrebarea ta. Științific. Nu este, nu, dar este un argument pe care pe noi, oamenii obișnuiți, trebuie ca să ne facă susceptibili. Să stăm să ne gândim, băi, ok, am înțeles că tu ești împotriva 5G-ului, dar ce treabă ai cu antivaccinul? Adică tu ești specialist împotriva 5G-ului și ești specialist și împotriva vaccinului. Bine, și împotriva purtatului măștii? Aici pot să am un contraargument. Sunt un om căruia îi pasă. Deci eu mă pun în pielea lor. Sunt un om căruia îi pasă. Pe mine mă interesează și de vaccin, pe mine mă interesează și de 5G, pe mine mă interesează de toate lucrurile care sunt împotriva ființei umane, corpului Bun, uman. Eu sunt de acord cu tine că ție-ți pasă, dar dacă tu ești invitat în Parlament, pentru că Stop 5G a fost invitat în Parlament ca să argumenteze de ce nu trebuie să avem 5G, iar săptămâna trecută, aceeași coaliție, Stop 5G în România, a fost invitată din nou la Parlament, da? Invitată, dacă nu mă înșel, de către un parlamentar PSD, ca să argumenteze de ce nu trebuie să purtăm mască. Și de ce nu trebuie să stăm în carantină? Ieri a fost. Ieri a fost, nu-i așa? Da. De ce? Exact. Și acum te întreb pe tine. Am înțeles că tu ai o opinie, dar tu ajungi să vorbești în Parlament? Unde sunt cei care trebuie să vorbească în Parlament cu adevărat? Așa este, dar noi nu, deci noi nu încercăm să dezbatem acum dacă au dreptate sau nu. Noi încercăm să găsim o argumentație științifică. Eu îți răspund. Că până la urmă, adică, ok, există vreo legătură între 5G, între toate acele antene pe care... care a fost, cred că tot era domnul Cezar Ionașcu care s-a pozat lângă o antenă și a fost nebunie pe Facebook. Cred că au fost zeci de mii de share-uri cu o antenă care am înțeles că are câțiva ani de când a fost montată și care n-avea absolut nicio treabă și care era dezafectată. Da? Deci acea antenă care arăta într-adevăr futurist, acea antenă a creat o întreagă nebunie. Că da. Aia ne dă COVID, că aia ne infectează, că aia ne iradiază, că aia ne face tot. Da, este... În UK au fost și date jos antene în Birmingham Park. Da. Au existat și acum, proteste. Și acum te întreb eu pe tine, Oana. Deci el a avut zeci de mii de share-uri, da? Da. Și am făcut și eu un video pe YouTube în care cu acest aparat pe care îl vezi aici, da, am măsurat radiațiile antenelor mobile. Am dat bani serios ca să cumpăr aparatul ăsta, să mă convinc, da? Să măsur eu cu mânuța mea. După care am măsurat și lumina de la soare cu un alt aparat. Ajungem Ei, și la câte aia. Crezi, câte share-uri crezi că a avut videoul meu? Bun. Bun. Ce vreau să zic cu asta? Ce vreau să zic cu asta? Oana, punctul e foarte important. Tu ai dreptate. Eu o să-ți demonstrez ție de ce 5G-ul nu are șanse să afecteze COVID-ul sau virusul. Dar până atunci, mi se pare foarte important de lămurit mentalitatea. Pentru că dacă avem lămurită mentalitate, atunci putem să discutăm și de partea tehnică. Dar mentalitatea este în felul următor. Orice ai zice tu, tu nu mă convingi pe mine. Pentru că întotdeauna există o chestie mică acolo. Înțelegi? Eu sunt de părere că dacă convingem unul singur, da, înseamnă că am câștigat lumea. Știi cum e? Se zice că cu o floare nu se face primăvară, dar cu ea începe. Da, Așa este și acum. Noi de-aia am vrut să aducem specialiști aici, să spunem, ok, există fizicieni, există biochimiști care poate să ne spună, există o legătură între 5G? Hai acum ca să-ți răspund. Acesta este răspunsul. Există sau nu? Am evitat până acum răspunsul, recunosc, ca să avem puțin o discuție mai aprinsă. Dar, acum să-ți răspund foarte clar, da? Radiațiile 5G sunt radiații electromagnetice cu frecvență de aproximativ 5 GHz. Da, frecvența cu toată lumea. Okay. Bun. Deja cred că am pierdut 5 telespectatori. Da, pentru că nu știu ce înseamnă 5 GHz. Exact. Sunt unde radio. Sunt unde, okay. Deci sunt unde electromagnetice. Unde radio care ajung, dacă merg pe șosea, ascultă la radio, acele sunt unde radio care ajung la exact. El. În... Bun. Exact. Undele astea au o frecvență mai ridicată. Pentru că orice undă are o frecvență. Cu cât e frecvența mai mare, cu atât e frecvența undei mai mare. Bun. Acum, undele astea, să le spunem radio, dacă vrei tu, 5G, noi le spunem unde electromagnetice, ele pot să penetreze un corp sau nu pot să-l penetreze. În cazul undelor de care vorbim aici 5G, ele nu pot să penetreze decât câțiva milimetri din piele. Ele nu intră în corpul uman. Ele se opresc într-un strat care este, să spunem, de 2 mm, 3 mm, depinde cum îl calculezi. Depinde de calculație. Da? Ok.
După care, dacă intră, intensitatea este extrem, extrem de mică. Deci, în momentul tu când iei virusul respectiv și îl pui, să spunem, aici, undeva pe la plămâni, prin gât, prin nu știu ce, este în interiorul corpului la, să spunem, 2 cm, unda 5G nu ajunge acolo. Deci unda 5G nu ajunge acolo. Dacă ajunge, punctul numărul 2, dacă ajunge, radiațiile acestea sunt niște radiații termale. Ce înseamnă că sunt radiații termale? Ele încep să încălzească locul în care se află. Deci chiar presupunând că ajunge acolo, el nu poate decât să încălzească foarte puțin zona în care se află virusul. Cu cât de mult? Păi corpul nostru are 36 de grade. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie cea mai academică sau cea mai potrivită, dar mai bine o pun decât să nu pun întrebarea. Radiația aia poate să ia virusul de undeva și să-l bage la noi în piele, în 5G, la un milimetru de... Nu. Că până la urmă... Păi, dar nu are cum. Pentru că ce să se facă? Radiația aia trebuie să fie controlată de o rachetă de satelit, așa, și să ia virusul dintr-o parte și să-l aducă la noi? Nu, asta este radiație electromagnetică care pleacă de la antenă și de la antenă merge direct către noi. De la antenă merge către noi, da? Nu e, dacă aici are un virus, radiația respectivă, virusul e foarte mic, radiația respectivă trece prin virus. Nu e în stare, nu are suficientă putere să împingă măcar virusul către noi. Deci chiar dacă virusul ar fi între antenă și noi, nu-l poate împinge. Deci singurul lucru pe care îl face radiația este să vină către noi, corpul nostru absorbe și radiația este absorbită într-un strat subțire din piele. Nu ajunge mai adânc. Iar dacă cumva ajunge mai adânc, nu reușește să încălzească decât foarte, foarte, foarte puțin. Deci să crească puțin temperatura zonei, care este imperceptibil. Nu are absolut niciun fel de influență asupra proceselor biochimice. Bun, deci nu există niciun pericol nici cu virusul ăsta, nici cu alte boli, nici cu legat de tehnologia 5G. Sau nu este. Nu, față de virusul, nu. Dacă există, ar putea exista în alte direcții probleme, dar aici cu virusul nu este niciun. În ce alte direcții? Pentru că oamenii o să rămână așa cu un semn de întrebare, în ce direcții vin și îmi bagă nu știu ce. Da, ar trebui ca să detaliez aici, pentru că eu mi-am propus ca să mă uit în toate direcțiile respective, da? Și există, de exemplu, oameni care se plâng că îi dor capul atunci când vorbesc cu telefonul la ureche. Okay. Și dau vina pe radiațiile emise de telefon. Ok. Înțelegi? Ei, lucrurile respective trebuie cumva investigate și trebuie văzut dacă, într-adevăr, unii dintre noi, dar unii dintre noi vorbesc, au o hipersensibilitate. În ce măsură este lucrul ăsta adevărat? Uh-huh. În ce măsură e lucrul ăsta adevărat? Pentru că s-ar putea ca să-i doară capul nu de la radiație, ci de la baterie, faptul că telefonul se încălzește. Sau s-ar putea să-i doară capul pur și simplu că vorbesc cu soacra la telefon. Am înțeles. Deci oricum n-are legătură cu o boală anume definită într-un anumit mod. Nu, există oameni care vin cu această plângere. Bun, o să vreau să trecem la următorul subiect. Este deja fără 20, nu mă așteptam să meargă atât de, să fie atât de fluentă discuția, vă spun sincer, pentru că eu sunt fascinată, probabil că și cei care se uită sunt fascinați. Ștefan, o să te rog pe tine să ne faci așa o istorie. Este pentru prima dată când ne trezim în fața unei astfel de probleme sau oamenii s-au speriat de când lumea și pământul de tehnologie? Cristi poate să dea un exemplu mai vechi. Când a apărut electricitatea, cred că, știi, când a apărut cabluri electrice, a fost tot așa un fel de un val de proteste, de curentul electric care o să ne omoare, o să ne distrugă. Deci lucrurile nu sunt noi. Chiar vreau să spun că nu de mult, da, totuși, e cam vreun an, deci înainte de această pandemie, am făcut un exercițiu interesant. Am luat un astfel de articol de așa numit științific în ghilimele, care preda iar pentru o cauză cu totul deplasată. Deci se încadra foarte bine în categoria acestui articol și altora pe care le știți foarte bine de fake news. Și a fost un exercițiu foarte interesant pentru că am luat afirmație cu afirmație.
foarte mult timp mi-a luat. Și partea și am încercat să merg până la explicații chiar de mai de profunzime și încercând să explic nu doar cu ok, asta e o prostie și nu merge. Sigur, nu poți să explici așa, dar uneori disperi când îți vin cu niște afirmații de genul apa e albastră. Toată lumea știe că e apa incoloră și îți vine cineva, apa e albastră. Demonstrează acelui om că apa nu este albastră. Cum să, ce ai zice? Ce să-i spui acelui om? Și dacă ție ți se pare că albastră, n-ai decât. Dar ca să îți cere ție să-i demonstrezi o prostie, o idioție. E extrem de greu. Dar ok, am făcut totuși acest exercițiu cu acel articol. Asta e așa un fel de introducere la articolul despre care vorbim în viteză și am văzut că există un mecanism de fabricare a acestor articole. Eu tare mă tem că undeva există niște forțe care sunt bine instruite și care dirigează aceste articole. Mult prea mult seamănă și acest articol de care vom vorbi cu acel articol pe care l-am analizat chiar așa la cele mai mici amănunte. Se vorbește despre propaganda rusă, despre propaganda chineză, despre întregi rețele de oameni care distribuie, da, care fabrică fake news-urile. Dar dincolo de asta există totuși un adevăr științific, pentru că poți să spui că există 5G și că face coronavirus și acest lucru poate fi demontat. Și apa e albastră, da, e incoloră, dacă o pui, nu știu, cum bate lumina, habar n-am cum se transformă, că vorba aia, marea neagră e albastră sau ceva de genul ăsta. Sau neagră. Ne ducem la mare și vedem marea albastră sau neagră, adică oamenii au și ei partea lor de adevăr. Până la urmă, toate adevărurile se trec prin filtru propriu. Dacă mie mi s-a întâmplat ceva, înseamnă că acela este adevărul, ori nu este așa de fiecare dată. Da, exact. Există rețele, există oameni care fabrică fake news. De-aia am făcut această emisie ca să încercăm pe oameni să-i facem să înțeleagă și să capete niște deprinderi ca să se ferească de aceste fake news-uri, da? Bun, și să trecem la partea istorică, da, și la ce s-a întâmplat acum 100 de ani, da? Pentru că gripa spaniolă, pentru că și atunci a existat un curent de anti purtat mască, da, există articole în presa din Statele Unite despre faptul că nu e bine să porți mască. De asemenea, nu exista pe atunci 5G, dar a existat o teorie că gripa spaniolă a fost declanșată, teorie care a fost preluată acum de o persoană pe un site căreia, sincer, eu nu i-aș fi dat share și n-aș fi băgat-o în seamă, dar venind din partea cercetătorilor, am zis că este important să discutăm despre ea. Un personaj care spune că gripa spaniolă din 1918 a fost declanșată de radiațiile solare. Da. Ok. Ce argumente apelează acest domn care e inginer din Baia Mare, am înțeles, autorul acestei teorii? Deci, de fapt, el este cu state vechi. Am înțeles că el dă și consultanță electromagnetică și are și este un specialist, cum? Până la urmă. Din punctul de vedere al omului profan, da, este un specialist. E un om, da, care se pricepe. Da, da, aici este, care, într-adevăr, un mare pericol, pentru că el este un farsor. Deci el se pretinde un om de știință și folosește foarte des cuvântul științific, dovedit științific, prin cercetare s-a dovedit. Este un nou val de fake news. Dacă însă demontezi, încerci să vezi ce numește el cercetare sau ce numește realitate științifică, îți dai seama că este o minciună, pentru că el niciodată, o să vedeți că niciodată nu dau referințe. Asta e o primă chestie. Nu dau afirmația fără să dea referință. Un om de știință a învățat. Asta e primul lucru care îl face în cel mai simplu articol, sigur, de bună calitate, recenzat, nu orice prostie. Orice afirmație care îl faci, chiar dacă e una cunoscută, dai în paranteză referința
științifică respectivă. Dacă este rezultatul tău, atunci descrii experimentul, spui cum a fost efectuat experimentul și este și aici o metodologie bine pusă la punct. În momentul în care, afirm că vezi o corelație între și între, cum veni vorba despre virus și 5G, un om de știință face acest lucru următor. Pornește de la observație. Ok, să zicem că a văzut această corelație, dar după care trece la demonstrarea științifică experimental, ia un lot de indivizi, să zicem, care sunt expuși la doze variate de 5G, face alocarea dintre diversele doze în mod aleator, analizezi de asemenea aleator rezultatele fără ca cel care analizează să fie afectat în vreun fel. Deci există o metodologie foarte bine pusă la punct cu care oamenii de știință operează și cu care au obținut ceea ce se numește cunoaștere științifică și cu care defilăm și supraviețuim, pentru că antibioticele sunt făcute pe baza unor astfel de teste, astfel de activitate științifică. Da? La aceste articole nu există această metodologie. Pe ei, dacă îi întrebi unde este metodologia, unde este referința științifică, ei te trimit, vorbește, discută, a spus ăla, am văzut eu în știința și tehnica, cer scuze dacă într-adevăr, dar nu, mă rog, Flacăra era pe vremuri, Cenaclul, revista Flacăra era o foarte bună sursă, sau Click era, sau... Astea erau referințele științifice. Acum, revenind la acest articol, se încadrează pe același tipic. Pornește de la un paralelism între ce s-a întâmplat în 1000 la gripa spaniolă și ce se conturează a se întâmpla în zilele noastre cu COVID-ul. Elementul comun sau elementele comune sunt virusul, și atunci a fost un virus și acum e un virus, și dacă e virus pentru autorul respectiv e tot aia, nu contează că ăla e total altfel de virus decât coronavirusul SARS-CoV-2 de astăzi. Ok, bun. Mai există un alt element comun. Radiațiile electromagnetice, radiația solară. Radiația solară iarăși este băgată în aceeași oală cu radiațiile electromagnetice și ce speculație face dumnealui? A observat sau a calculat, spune dumnealui, care sunt perioadele erupțiilor solare. Aici, sigur, există un adevăr. Există erupții solare, există activitate solară și care, într-adevăr, are o periodicitate. Acum, unde este șmecheria lor? Deci face un paralelism, tot așa un joc al coincidențelor de care povestea și Cristi, între niște evenimente care s-au întâmplat în parcursul anilor și activitatea solară. Și este extrem de ușor să fabrici orice teorie de asta conspiraționistă și de tip fake news, făcând un joc al coincidențelor. Să zicem că luăm același fenomen, periodicitatea activității solare. Da? Și constat că sunt la 2 luni, la 3 luni, mi le notez foarte bine. Zilele respective sunt acum bine constatate. Mă uit în istoria zilelor respective, sunt pe internet, puteți să le vedeți și să le cunoașteți. Și vă uitați la ziua respectivă ce s-a întâmplat. Da? Cu siguranță că fiecare zi are un eveniment nefast sau fast. A murit nu mai știu cine, s-a născut nu știu cine, s-a întâmplat nu știu cine. Atât de multe evenimente s-au întâmplat că este imposibil ca o dată, o zi sau măcar un interval de zile să nu aibă un ceva mai deosebit. Și atunci este extrem de simplu. Teoria mea conspiraționistă e ca și gata. Am văzut activitatea solară în zilele acelea, le-am asociat din agenda asta istorică evenimentul respectiv și gata. Teoria e gata, am fabricat-o, pot să fac orice asociație pe care vreți. Așa a făcut și domnul respectiv. A asociat
activitatea solară cu picurile de activitate a gripei spaniole. A zis, uite, atunci a fost gripa aia și s-a fost, așa că nu a luat toate datele respective, pentru că activitatea solară are diverse nivele de activitate și a selecționat numai acele date care îi convin lui. Deci asta e altă șmecherie care o folosesc, că fac selecția de date care le provin. Bun, astea sunt în teoria fake news-ului. E o bucată de adevăr și o asezonez cu diverse lucruri care poate nu sunt reale, care sunt pe jumătate reale. O să încerc să iau și din întrebări, sunt foarte multe, unele sunt bine, foarte că... bune. Da, este un interes crescând. Am văzut și pe Zoom oameni care au venit, care de obicei nu sunt aici. Una din întrebări sună așa, de ce în ultima vreme avem prea multe păsări moarte la sol? Există multe păsări moarte la sol? Da, o să încerc să fiu cât mai exact. Vă întreb de ce găsim tot mai multe păsări moarte la rasul solului în România anul ăsta? Vine de la Iolanda Stăniloiu. Da. Dacă n-ai voie, aș răspunde printr-o întrebare. S-a făcut constatarea statistică cu acest lucru, adică s-a comparat numărul de păsări moarte din zilele noastre sau de la o localitate cu ce s-a întâmplat acum o lună, acum 2 luni, 3 luni. S-a făcut într-adevăr un studiu clar, serios, pe un spațiu bine delimitat, cu o socoteală exhaustivă. Deci s-a făcut într-adevăr o analiză clară, pentru că altfel suntem extrem de subiectivi. Vreau să vă spun, când eram mic, mi-am adus aminte că eram foarte, foarte surprins, mergând pe stradă, că toți oamenii vin din partea opusă. Da? Deci vedeam, mergând pe stradă, vedeam că toți oamenii, și întrebam pe părinți, cum de se întâmplă că toți oamenii vin din partea opusă? Tatăl meu mi-a luat foarte tacticos și mi-a zis, uite-te că tu nu-i vezi pe aia care vin în paralel cu tine. Deci asta e doar impresia ta că se întâmplă așa, dar de fapt nu se întâmplă așa. Deci același lucru este, vedem într-adevăr o pasăre moarte și ne impresionează. În ziua următoare, să zicem, vedem, poate că n-am trece pe lângă o altă pasăre moartă, dar o observăm pentru că am văzut în ziua dinainte. Și din fantaxie în fantaxie, în fantezie, gata, deja, fantezia e gata, cam așa se întâmplă. Am înțeles. Deci nu există nicio statistică, niciun... Da. Ceva științific care să spună că într-adevăr au murit mai multe păsări. Ce se poate întâmpla? A fost într-adevăr o perioadă cu călduri mari, nu extraordinar de mari, dar mari pentru perioada asta de vară. Pe de altă parte a fost și perioada extrem de umedă. Deci a fost o vară atipică, aș zice. Nu sunt specialist în meteorologie, dar cred că ar putea fi o perturbare, într-adevăr ar putea fi și o perturbare pentru păsări care sunt obișnuiți cu un anume tip de climă. Și posibil, într-adevăr, să fie o rată mai mare de mortalitate. Posibil, nu neg. Bun, o altă întrebare care este mai mult o sugestie, la un moment dat să vorbim de ce Pământul este plat și să mergem într-adevăr pe demonstrația legată de măsurarea radiațiilor și de experimente, pentru că nu toată lumea are bani să cumpere aparat de măsurat radiații acasă și este important ca oamenii să vadă demonstrații științifice într-un fel sau altul, să vadă cu ochii lor, cum am spune, să creadă lucrurile, să aibă în ce să creadă. De asemenea, o întrebare sună așa. Știu că radiația solară poate omorî bacterii. Este posibil ca radiația 5G să poată omorî coronavirusul sau nu este suficient de puternică? Trecem în partea cealaltă. Dacă nu îl provoacă, îl omoară. Poate îl răspund pe Cristian să răspundă. Cristian spunea că trebuie să plece. Deci nu este nici suficient de puternică și nu are nicio frecvență suficient de înaltă ca radiația să fie ionizantă. Cred că pot să mai stau 10 minute totuși.
Mulțumim. Atunci poate ar fi bine să menționăm de radiațiile ultraviolet, care sunt mai înspre partea ionizantă a spectrului și care în subspectrul UVC totuși s-au dovedit că pot omorâ orice microorganism, inclusiv coronavirus. Corect. Deci nu toată radiația solară omoară bacterii. Există un domeniu. Cosmin a zis foarte bine, într-adevăr. Anumită zona ultravioletului are efect bactericid. Dar altfel vă dați seama că ar fi, dacă toată radiația solară așa ar fi distrugătoare, probabil că toate microorganismele ar fi distruse și ar fi nenorocire. Totuși microorganismele, avem nevoie de microorganisme, sunt foarte importante. Fac și bine, nu fac numai rău. Altă întrebare, Oana? O să ne apropiem de final și o să vă rog să ne dați niște sfaturi pentru cei de acasă, cum să se ferească de fake news, dar înainte de asta o să merg la Paula, o să facem așa un break de logică și de emoție și de tot ceea ce ni se întâmplă. Acum să ne spună ea, Factual este site-ul nostru care verifică afirmațiile politicienilor, care cred eu că sunt importante nu doar acum, ci întotdeauna. Cât de adevărate sunt aceste afirmații? Paula, ce ați verificat săptămâna asta atât de important? Să ne spuneți și nouă, de unde vine, cine este personajul, a greșit sau n-a greșit? Bună! Da, îmi pare rău să vă întrerup cu totul, pentru că nu avem o declarație care să meargă foarte bine cu tema voastră. Avem o declarație de la, de la senatorul PSD, Daniel Zamfir, sper că îmi vedeți ecranul. Spunea acesta la finalul lunii iunie că după ce a fost chemat în Parlament ministrul finanțelor Florin Cîțu, care a refuzat să se prezinte, insista că doresc parlamentarii prezența fizică a ministrului să dea explicații și cita acesta articolul 8 din legea răspunderii ministeriale, care spunea, potrivit domnului Zamfir, că constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală, refuzul nejustificat de a se prezenta parlamentului sau comisiilor parlamentare sau în fața comisiilor un ministru. Am verificat așadar articolul 8 din legea răspunderii ministeriale, care este legea 115 din 1999. Ne-am uitat pe variantele cât mai actualizate. Într-adevăr, am văzut că la alineatul al doilea al articolului spune acest articol că se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani o faptă, și anume refuzul nejustificat de a se prezenta, de a prezenta în fața Camerei Deputaților, Senatului sau Comisiilor Permanente informațiile pe care le cer parlamentarii. Însă, foarte important, nu se pedepsește refuzul unui ministru de a se prezenta fizic în Parlament, așa că afirmația domnului Zamfir este falsă. Bun, mulțumim, ne întoarcem. Aș vrea să tragem concluzii. Eu am reținut că atunci când vezi un academician, cercetător, un specialist care dă o informație despre un anumit lucru, trebuie să te uiți dacă dă și o referință. Acesta este lucru pe care l-am învățat eu în seara asta despre fake news. Deci dacă vedeți pe cineva care vă spune ceva, vedeți dacă vă dă și sursa adevărată și să vă convingeți că atunci este vorba despre fake news sau nu. O să-i rog pe invitații mei să-mi spună alte lucruri care ne ajută să ne apărăm de informațiile false. Cristian? Da. O să răspund eu și apoi în cer iertare dacă trebuie să ies. A zice să adaugi la chestia asta o verificare a CV-ului persoanei respective. Dacă ți apare în titlu că este academician, doctor, profesor, caută pe internet și vezi unde a terminat facultatea. A terminat-o undeva la București, știu și eu, o facultate de fizică sau o facultate cunoscută sau o facultate necunoscută pe undeva prin provincie cu diplome luate pe la nu știu ce, prin neprezență, ca să zic așa. Uită-te efectiv dacă omul ăla chiar a făcut 5 ani de facultate, dacă nu cumva în vremea când el a spus că a făcut facultatea, era de fapt parlamentar și în timpul ăsta făcea și facultatea. Vezi efectiv dacă omul ăla poate să fie considerat un specialist
de către colegii lui, este respectat și recunoscut în comunitatea oamenilor de știință? Și iarăși foarte, foarte important, dacă un om de știință spune un lucru, atenție, chiar fiind recunoscut, nu înseamnă că este întotdeauna adevărat. Ceea ce contează, de fapt, este părerea tuturor oamenilor de știință. Pentru că chiar și cu oameni de știință care sunt foarte buni, la un moment dat se mai întâmplă anumite lucruri și deviază pe anumite subiecte care nu sunt specialitatea lor. Deci, atitudinea asta de a interpela autoritatea celui care spune, de a interoga autoritatea, asta trebuie să o ai cât se poate de mult. Mulțumesc, Ștefan. Cu plăcere. La revedere. Și mulțumim mult pentru prezență. La revedere. Și așteptăm experimentul. Așteptăm experimentul să-l vedem. Da, o să fac, o să merg 8 ore, o să alerg și o să obosesc cât pot. La revedere. Mulțumim. La revedere. Puțin în continuare cu ce a spus Cristi, spre sfârșit, se pot întâmpla lucruri chiar ciudate, deși sunt cazuri rare. Mi-a venit în minte, din ce spunea Cristi, de un laureat al premiului Nobel care se cheamă Luc Montagnier și care este foarte, foarte mult citat în lumea asta a conspiraționiștilor. Luc Montagnier e citat că, iată, a afirmat că virusul SARS-CoV-2 vine, e fabricat într-un laborator din China, din Wuhan. Ei, dacă într-adevăr mergem doar după aureola lui, premiul Nobel, Luc Montagnier, cel care unul dintre nobeliștii care au descoperit virusul HIV, atunci am zice, sigur că da, trebuie să aibă dreptate. Dacă însă mergem mai departe și, așa cum foarte bine spunea Cristi, încercăm să ne uităm un pic prin jur, căutăm pe puțin și pe internet, să vedem ce se mai întâmplă, ce se spune de omul respectiv. Vom descoperi că domnul Luc Montagnier, marele premiu Nobel, a cam luat-o pe arătură de cam mulți ani și că are teorii foarte deplasate de direcția normală a cercetării științifice. De exemplu, una dintre teoriile lui este că vindecăm și prin radiații electromagnetice. Ok, dar acum dacă mergem mai departe și sunt publică publicațiile serioase ale oamenilor, vom vedea că domnul Luc Montagnier de vreo 10 ani nu a mai publicat nimic serios. Deci, din păcate, a intrat în categoria oamenilor celebri care au probleme, într-adevăr, ca să nu spun altceva. Și nu este singurul, pentru că în istoria au fost și alți nobeliști, îmi vine în minte Johannes Stark, de exemplu, un fizician celebru cu premiul Nobel, și care era unul dintre, și mai era Leonard Philip, era, iarăși amândoi cu premiul Nobel, și care erau celebri prin antisemitismul lor. Erau favoriții lui Hitler. Deci, din păcate, până și în lumea asta a celebrităților sunt oameni care o iau razna. Acum, revenind la întrebarea ta, ce anume ar trebui văzut? În momentul în care văd o știre care pare sau nu e clar dacă este într-adevăr ceva revoluționar sau nu, caut într-o revistă serioasă sau într-o sursă serioasă de informații. Acestea, pentru activitatea științifică, sunt revistele mari, Nature, Science, Cell, pentru domeniul ăsta al științelor naturii. Acestea au totdeauna o rubrică de informații curente. Aceste trei, de exemplu, informează săptămânal, cel puțin săptămânal, asupra noutăților din domeniul respectiv. În prezent, chiar despre pandemia cu COVID. Și fiți siguri că aceste reviste vă dau informația corectă, pentru că ei știu foarte, foarte bine cum să proceseze rezultatele. Alt hint, altă idee care aș sugera. Uitați-vă într-adevăr la acei
acei oameni care sunt și specialiști în domeniul respectiv și care vedeți că au publicat în reviste de foarte bună calitate. Pentru astea sunt, pentru diverse domenii, există baze de date. Deci pentru partea asta de medical și biomedical, care sunt la curent în zilele noastre, baza de date se numește PubMed. PubMed se scrie. Îl găsiți foarte ușor, este accesibil. Orice autor pe care îl bănuiți că ar fi interesat, vreți să vedeți ce a scris, dacă introduceți numele în această bază de date, imediat veți vedea ce a publicat. Ce apare acolo sunt doar articole recenzate, deci sunt articole serioase. Deci dacă vedeți că respectivul are într-adevăr articole serioase pe domeniul respectiv și nu colateral, atunci puteți aveți o garanție că într-adevăr informația e corectă. Mulțumim mult! Așadar am aflat de PubMed, Cosmin, le dai da. Și tu oamenilor un hint, așa, după o discuție extraordinară cu doi specialiști? S-a tot vorbit. Înainte să dau o concluzie, totuși e cineva foarte insistent pe Facebook care ne întreabă despre microunde, dacă au fost folosite ca armă în al doilea război mondial, dacă știe Ștefan să aducă o lămurire aici. Eu habar n-am cum... Microunde, eu nu am auzit. Nu am auzit să fi fost folosit, nu. Nu a fost folosit, aproape sigur că nu a fost folosit. În regulă. Ce vreau eu să adaug e exact ce au spus și antevorbitorii mei, anume să propovăduiesc un pic ceea ce se cheamă metoda științifică, da? Pe care noi o învățăm de altfel în facultate. Orice student, când ajunge în facultate, eu am terminat științe politice, da? E soft science, nu e neapărat hard science, da? Dar chiar și acolo făceam cercetare, da? Aveam un curs de sociologie și acolo ne învățau exact metoda experimentului cu manipulat variabila dependentă și independentă și așa mai departe. Este exact ceea ce fac și colegii Paule la Factual, să folosesc tot de metoda științifică, inclusiv treaba de peer review, da? Procesul de validare cu alți experți, ca să nu fie un singur om care trece prin toată materia. Ce aș vrea să punctez eu aici este că adevărul va fi mereu mai seducător, mai puțin sexy decât orice ficțiune pe care o poate inventa imaginația noastră, da? Deci dacă e probabil, dacă sună prea bun ca să fie adevărat, probabil că este, da? Și întrebarea pe care o aveam și noi ca un motto la Factual cândva de mult, era question everything, da? Să punem totul la îndoială, să avem acest spirit critic și acest reflex mental, dacă vreți, să ne întrebăm de ce, da? Să căutăm, exact cum ziceau și antevorbitorii, contextul despre autorul afirmației. Să vedem, de exemplu, doamna Adina Alberts. Iată, am aflat și eu că da, este doctor, dar este doctor estetician. Este specializată pe o anumită ramură a medicinei. În fine, și așa mai departe. Am făcut un pic mai multe căutări înainte de emisiune. Dar cu asta aș vrea să rămânem cu gândul acesta de cum am putea să construim o punte între aceste două lumi. Sunt oameni acolo pe Facebook care se duelează aprig în comentarii și mă tem că e un dialog al surzilor, pentru că era vorba aceea, da, cu you are preaching to the choir. Adică noi suntem aici pe de-o parte, cei care înțelegem ce spuneam eu cu metoda științifică, dar pe de altă parte există multe mecanisme psihologice care intră în joc atunci când oamenii aleg să o dea în astfel de tulburări informaționale și conspiratită, ca să spun așa, da? Neîncrederea în autorități, neîncrederea în guverne, lipsa controlului asupra vieții. Dar poate despre asta vom aprofunda într-o altă emisiune cu un psiholog. Deci, pe scurt, verificați sursa și nu credeți tot ce citiți pe internet sau tot ce auziți la televizor. Și întrebați un specialist, că până la urmă despre asta e vorba. Asta propovăduim aici, da? Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc pentru emisiunea de asta, a fost extraordinară. Săptămâna viitoare o să vă vedeți cu Cosmin, eu nu sunt. Înainte de toate, înainte să dați share la orice de pe Facebook, de oriunde, luați-vă un minut, răsuflați de mai multe ori și gândiți-vă dacă chiar credeți în lucrul pe care vreți să-l dați mai departe. Este cel mai important lucru de verificare către voi înșivă. O seară bună și ne revedem cu mine peste 2 săptămâni, cu Cosmin săptămâna viitoare. Mai bine. Mulțumesc și eu. La revedere.